Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară convocată prin dispoziția numărul 971 din 24 august 2017 de către domnul Lucian Ovidiu Micu, primarul municipiului Roman. La această ședință participă 20 de consilieri locali. Ea este legal constituită și poate să înceapă. Vă rog frumos, da? Ordinea de zi pentru ședința de astăzi cuprinde 15 proiecte plus alte 4 suplimentare. Supunem la vot ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Ordinea de zi, mai puțin punctul 7, proiectul numărul 7, punctul 1, unde nu particip la vot. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, abține, în unanimitate. Înainte de a vota ordinea de zi, vă propun să analizăm și să votăm procesele verbale ale ședințelor anterioare și astfel. Avem procesul verbal din data de 31.07.2017 la ședința ordinară. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proces verbal încheiat în data de 10 august 2017 la ședința extraordinară. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Și proces verbal încheiat în data de 24 august 2017, tot la o ședință extraordinară, discuții dacă sunt, nu sunt, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, nu sunt. Primul punct pe ordinea de zi. Proiect privind modificarea HCL numărul 174 din 9 noiembrie 2015. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 2. Privind modificarea HCL numărul 254 din 2016. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Proiectul numărul 3. Privind completarea HCL numărul 177 din 2015. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea protocolul de colaborare dintre UAT Municipal Roman și Asociația Română pentru Reciclare în OREC. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu mici îndreptări materiale. E vorba de articolul 1 din hotărâre, unde este parte integrantă, trebuie corectat, iar la protocolul de colaborare sunt la fel obiecte sintagme la punctul 212, la punctul 213, punctul 4.1, 4.2 și la protocolul de colaborare la punctul 4, litera A, lucruri care au fost prezentate la comisie și validate. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu același amendament. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot cu amendamentul comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Proiectul numărul 5 privind aprobarea concesionării unor terenuri. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuți. Una câte una. Propun să dăm una câte una câte patru. Pentru prima. Da. Bun. Amplasamentul de pe strada Fundătura Păcii 5/4. Pentru el este aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Amplasamentul de pe strada Gloriei 19/22. Avizul este nefavorabil. Punctul 2.
punctul. Un balcon de 80 de metri. Discuții dacă sunt, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Hai numără. Mai țineți un pic împotrivă. Împotrivă, ia. Susțin abțineri. Da. Da? Hai. Abțineri. 4 abțineri, 16 voturi împotrivă. Amplasamentul din Anton Pan, 15 cu 1. Aviz favorabil, Comisia Urbanism. Discuții dacă sunt? Comisia Juridică? Bun. Discuții dacă sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? În unanimitate. Amplasamentul de pe Veronica Mitlei, 4 cu 24, avizul Comisiei. Aviz nefavorabil. Nefavorabil. Avizul Comisiei Juridice? Nefavorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitate abține. Proiectul numărul 6 pe ordinea de zi privind aprobarea dezmembrării unui teren. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil la... Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 7 pe ordinea de zi privind aprobarea vânzării unor imobile. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Să luăm fiecare pentru. Să luăm fiecare. Este unul nefavorabil, dar de comisie și așa. Sunt toate favorabile. La comisie sunt favorabile. La vânzări sunt toate favorabile. Dacă sunt toate de când la alea de luna trecută. Da, da, alea sunt. Supuneți-le în bloc. În bloc supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abține? Să se concerneze domnul Bălan n-a participat la vot. Da. Deci 19. Proiectul numărul 8 pe ordinea de zi pentru aprobarea cererilor și repartizarea terenului atribuite în baza legii numărul 15 din 2003. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 9 privind mandatarea reprezentării municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt. Spuneți, domnul consilier Colman. Grupul PSD nu participă la vot. Vă rog frumos să consemnați în procesul verbal al ședinței. Grupul PSD nu participă la vot. Am spus în rândul trecut și chiar o rugăminte al domnului primar. Bă, decizia pentru dumneavoastră, dar hotărârea de consiliul local care am dat-o în ședința trecută, nu vă nicăieri că ați anulat-o, nu să fie o ședință? Nu. E doar procedura de vot. Deci a fost un viciu de formă și se votează secret. Numai... Asta e numai cazul. Oricum ar fi... Speculații ulterior. Procedura de vot trebuie vot secret, astfel... Vă rugăm frumos, comisia... Propuneri, propuneri. Propunerea domnului consilier Bogdan Andrie și așa că... Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, rugăm comisia de numărare a voturilor să se întrunească. Domnul Achiriloae Leonard. Bună,
Vine și urna. Domnul Achiriloare, poftiți buletinul de vot. Pix aveți? Procedura, o știți, dacă nu sunteți de acord, tăiați. Citiți pe buletinul de vot. Domnul consilier Andrieș Bogdan. Domnul Bolban. Articolul 3. Îmi îndrept eu o eroare personală. La articolul 3 e prevăzută că se abrogă hotărârea de consiliu. Domnul consilier Armanu, se pregătește domnul consilier Balan George. Ați vrut să mă încercați, cred. Dacă sunt vigilent. Nu, nu, este la articolul 3. Consilier Beroiu. Domnul consilier Beroiu. Domnul consilier Boluca nu participă la vot. Domnul consilier Pulpăr Radu nu participă la vot. Domnul consilier Farcaș. Pentru. Domnul consilier Fron Andrei. Se pregătește domnul consilier Ghica Constantin. Constel. Doamna Havric, Tom Șaiulia, nu participă la vot. Domnul Bolban Constantin, nu participă la vot. Domnul consilier Iacob. Doamna consilier și viceprimar Iorga Roxana și Ioana. Domnul consilier Moroșanu. Domnul consilier Curcudel. Domnul consilier Patrașcu nu participă la vot. Doamna consilier Păiuș Dana Lătrămioara. Domnul consilier Scutalu Miruță. Și domnul Vasiliu nu participă la vot. Prezenți. Grupul PSD nu a participat la vot, deci minus 6 voturi. Și din 14 voturi, toate în unanimitate pentru Bogdan Andrieș, pentru. Bun. Mulțumesc frumos. Asta este votul. Doamnă consilier, poți să vă. Eu vă zic.
În aceste condiții, supunem la vot rezoluția procesului verbal al Comisiei de numărare a voturilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 10 privind plata unor despăgubiri. Avizul Comisiei Buget Finanță. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 11, privind aprobarea asigurării unui transport gratuit. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 12 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Avizul Comisiei Juridice favorabil. Discuții dacă sunt. Nu sunt. Supunem la cine este pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 13 privind rectificarea bugetului local. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil cu anexa suplimentară care a fost transmisă. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. O precizare am să fac, domnul președinte, nu particip la vot la anexa 2. Vă rog să votați pe... Și nu votează anexa 2, da. Să se consemneze în procesul verbal. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 14 privind aprobarea concesionării unui spațiu medical. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 15 privind darea în administrare a bunurilor imobile. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil cu îndreptare eroare materială în preambulă. HCL 95/2016-2017. Ok. Avizul Comisiei Urbanism, de Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt. Nu sunt. Supunem la vot cu amendamentul Comisiei Buget Finanțe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 16. Primul suplimentar pe ordinea de zi privind aprobarea inventarului parțial a terenului proprietate privată a municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 17 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu se duce abține. Proiectul numărul 18 privind aprobarea unor documentații de urbanism. Fiind mai multe articole, propun să luăm pe articole. Articolul 1, avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Supunem la discuții dacă sunt la articolul 1. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Articolul numărul 2. Comisia de Urbanism. Aviz nefavorabil. Nefavorabil. Comisia Juridică? Aviz nefavorabil.
Discuții dacă sunt. Poftiți, domnul consilier Holman. Mă mir celălalt de toate au avizul favorabil. Acest proiect, ca și rândul trecut, s-a mai retras de vreo două ori, n-avea avizul CG-ului, ultimul aviz care trebuie să o obțină. L-a obținut și pe acesta. Acum se dă aviz nefavorabil de către Comisia Tehnică. Vă poate explica domnul Daniel Vasiliu? Da, da, da. Da, da, da. Da, am discutat cu Da, bine, ați discutat, ați dat aviz. Dar fiecare le-a dreptul să fie cum părere. E consultativ avizul Comisiei Urbanistice. Problema vine, într-adevăr, s-a mai băgat ceva în plus față de celălalt de două dăți, că e Casa General, nu știu ce, când mă numesc proiectul. Problema este în felul următor. Ori ați testat vigilența mea, că eu rândul trecut, ori e superficialitate, ori e incompetență. Pentru că peste tot dați Comisia Tehnică de 9, numărul 9 din 25 august 2017. Doar la acest proiect, culmea, apare aceeași problemă care am ridicat-o de două ori în două ședințe de Consiliu Local. 16.03.2017. Care e adevărul nu, pentru acest, după ce ai toate avizele, de la toate instituțiile statului, ne trezim cu toate că am ascultat și am auzit. Cât va fi comisia asta, nu va primi niciodată aviz favorabil acest proiect. Eu cunosc și alte dedesubturi, lupta între două persoane și așa mai departe. Eu unul vă spun cinstit, vreau să dor cu capul pe termen. Nu voi vota, voi vota pentru, pentru că nu mi se pare corect ceea ce se trece. De ce ați mai dat uzul pentru locuințe favorabil? Să mai fac toate celelalte instituții. Și ne trezim aici pe aceeași treabă, niște chichițe pe care eu nu vreau să ajung în contencesul administrativ să fiu chemat să dau cu susternat. Am terminat. Alte discuții? Da. Explică, domnul Vasiliu. O să prezint și eu câteva aspecte și amănunte care vor argumenta votul meu vis-a-vis de acest proiect. Primul aspect, parcarea care este reprezentată în acel proiect, este impracticabil, pentru că dumneavoastră treceți cu mașina pe o suprafață de teren care nu este în administrația, care nu este în proprietatea dumneavoastră. Vă rog să vedeți planșa respectivă. Apar niște reclamații ale vecinilor. Dacă persoanele respective nu au putut fi prezente la dezbaterea publică a acestui pus, poate nu au fost prezente din cauza orei în care a fost programată acea ședință și nu mai este la nu este reprezentată pe nicio planșă relația cu monumentul istoric Casa General Iliescu, care este în imediata vecinătatea terenului de dumneavoastră vreți să construiți. Apar neconcordanțe la studiul de însorire vis-a-vis de umbrele care apar la răsărit și la apus de clădirea dumneavoastră și clădirile învecinate. Acestea sunt câteva aspecte care vor argumenta votul. Și cel mai bun, cei trecut, orașul, cei trecut, nu va avea niciun câștig. Ei, de surpriză. Caragiale, săracul, dacă mai... Da. Dar, domnul consilier, alte discuții, dacă mai sunt? Voi aș fi investitor, dacă... Poftiți. Domnul Antoce. Bună ziua, în primul rând vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să-mi susțin proiectul. Acest proiect a mai făcut subiect de discuție în martie. Atunci proiectul nu era complet. Lipsea avizul Consiliului Județean. Motiv pentru care am solicitat atunci să
fiu lăsat să obțin și acest aviz. Toate avizele până acum au fost pozitive, nu a fost niciun fel de obiecție pe structură P+2+M. În urma discuțiilor din martie, împreună cu arhitecții, s-a luat decizia de a restrânge și mai mult clădirea, de a o coborâ, încât noua propunere care a făcut obiectul dezbaterii publice de vineri este o propunere P+M, P+1+M, cu un etaj mai mic. S-au refăcut toate studiile de însorire. Noi ne așteptam ca la această comisie, la această dezbatere publică, să participe persoanele care au contestat. Este un singur vecin, pensionar, deci nu este la muncă. Înțeleg că a vrut să lase doar o hârtie asupra criteriilor de pe hârtie. Nu vreau să mă pronunț pentru că sunt criterii subiective și de o parte și de cealaltă. Noi considerăm și la rândul nostru toate instituțiile care au avizat pozitiv acest proiect, au avizat pozitiv ținând cont de legislația în vigoare. Este acea discuție pe care domnul Vasiliu are dreptate. Se traversează o parte de drum, pentru că în momentul în care acest teren a făcut obiectul unei hotărâri în instanță pentru retrocedare. Administrația locală la momentul acela, Serviciul de Urbanism, din ce am citit eu, că nu eram eu proprietarul, s-a opus cu vehemență, s-a pierdut procesul peste tot, instanța de judecată a hotărât această schiță cadastrală. Noi am făcut propunere către E.ON Energie, pentru că ei trebuie să aibă un acces la postul trafo care are, este un punct de interes local. Și în faza DTAC-ului va interveni acea cale de acces cedată de către noi, drept de servitute și protocolul pentru traversarea de care spuneți dumneavoastră. Acolo este singurul punct în care, într-adevăr, se poate susține lucrul acesta. Noi ne așteptam din partea Comisiei Tehnice să ni se spună, așa cum acum ați precizat dumneavoastră aceste lucruri, pentru ca arhitecții să-și poată face treaba. În schimb, avizul este mai mult cu toată considerația față de toată lumea, compunere. Sunt foarte multe lucruri, generalități, nu lucruri tehnice. Noi am trecut prin aceeași comisie și în cazul Comisiei de pentru Monumentele Istorice de la Suceava, unde specialiștii și-au dat acordul pozitiv, avem toate aceste acorduri și le putem pune la dispoziția tuturor. Consiliul Județean, cu asemenea, cu comisia competentă din cadrul Consiliului Județean, tot din arhitecți, a analizat aceeași situație și acolo este un vot afirmativ. Din punctul nostru de vedere, vă solicităm votul pozitiv pentru proiectul pe care îl avem. Noi vrem să dăm un sens și o valoare unei zone ultracentrale. În momentul de față, beneficiul orașul nu va avea niciun câștig, ci va genera conflicte, este o frază care mi se pare cea mai jignitoare. Deci dacă preferăm să stăm cu bălării în loc să investim, să facem o clădire care generează după aceea impozit, ne plângem că nu avem bani, dar nu e bună clădirea, că se plătește impozit pe ea, impozit care vine tot la Consiliul Local, investiția acolo la suprafața pe care o are acum se ridică, nu știu, în jurul la 300.000 de euro. 1% numai impozitul local e de 3.000 de euro anual, dar nu avem nevoie, că nu vrem să avem niciun beneficiu pentru oraș. Eu aici am oful, pentru că niște criterii obiective pe care le-ați enunțat dumneavoastră pot fi discutate, arhitecții pe care îi plătim pot să găsească soluții, niște criterii foarte vagi și niște rânduri puse că trebuie să fie un motiv, nu ai cum să le combați decât în forma asta. Vă mulțumesc încă o dată și fiecare vă rog să votați după cum considerați dumneavoastră. Legat de... Mulțumim frumos! Spuneți-vă, consilier, legat de
accesul care dumneavoastră îl cedați pentru cei de la Ion este total diferit de ceea ce am specificat de locurile de parcare. Deci dumneavoastră, acele 9 sau 10 locuri de parcare care le aveți reprezentate în spatele clădirii, dumneavoastră nu aveți cum să ajungeți la ele. E cazul protocolului între noi și Ion, care are calea de acces. În momentul de față, Ionul, prin hotărârea instanței de judecată, trebuie să meargă cu macaraua, efectiv cu macaraua, în brațe și vă dau hotărârea să o citiți pe 2 metri. Atât este spațiul pe care poate să ajungă Ionul să opereze la acel post trafo și e hotărârea instanței de judecată, nu este a mea. Noi am propus, arhitecții noștri au propus cale de acces pentru Macara, tocmai pentru ca, Doamne ferește, în cazul unei urgențe să se poate interveni și am considerat că se va face această echivalare ca să putem și noi tranzita pe un metru acela. Eventual îl cumpăr, îl concesionez după aceea. Dar de aici până, adică din punctul nostru de vedere, repet, nu mai ducem Macaraua pentru jumătate sau un sfert de cartier cât e acolo, în brațe, pe lângă bloc, pe 2 metri, și scot hotărârea instanței. Așa consideră judecătorul, ci avem un drum de 4 metri, unde se poate intra, se poate avea acces la postul trafo. Adică soluția proiectanților a urmărit tocmai să vină în plusul tuturor. Dar e un punct de vedere. Alte discuții, dacă mai sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 5 voturi pentru, 6 voturi pentru. Mă scuzați, doamna vicină, am văzut în partea asta. 7 voturi pentru. Cine se abține? 11 voturi abține. Împotriva? 8. Restul sunt abține, da. Proiectul nu a trebuit. Punctul 3. Mai avem un punct, da. Articolul 3. Articolul 3. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil la 3. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Și articolul 4. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 19 pe ordinea de zi. Privind preluarea în concesiune a unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt, domnul consilier Holban. De treaba cu concesiunea. A fost problema să cumpărăm acest teren, unde avem puțurile de captare de la Cordon Pildești. Nu văd de ce Romanul trebuie să concesioneze. Dar, în primul rând, chiar aș pune o întrebare domnului primar, dar după aia să mă lăbăresc. Concesiunea respectivă, care nu-i pe toată suprafața, dată pe parcelele respective, că de fapt a cetățenilor, nu a primăriei Cordon. Problema, cine suportă redevența care ați dat-o pe fiecare parcelă frumos acolo, în afară, din total, din tare mare. Am înțeles. Pot să vă răspund? Da. Deci e vorba de proiectul pe care îl gândim pentru schimbarea rețelei de aducțiune cu apa municipiului Roman. Întreaga suprafață de teren se află în proprietatea comunei Cordon. Deci nu discutăm de proprietate privată a persoanelor, ci doar a unității administrativ-teritoriale Cordon. Tocmai de aceea și acordul se face și contractul de concesiune se face cu primăria Cordon. Pentru a implementa acest proiect, nu e vorba numai de pusurile de captare, ci e de întreaga rețea de alimentare cu apă și am căutat soluțiile pentru a aduce prin toate zonele publice ale comunei Cordon, tocmai pentru a putea implementa acest proiect.
acest preț a rezultat din urma unei evaluări care a fost făcută pentru acest teren. Inițial a ieșit o valoare mai mare și am solicitat concesionarea pe un termen mai redus, la 25 de ani, cu posibilitatea ca în următorii 3-4 ani să putem achita inclusiv cu plata în rate. Fiind vorba de depunerea unui proiect cu finanțare europeană care necesită urgență din punct de vedere al proiectării, am optat pe varianta aceasta a concesiunii care ne poate permite pe timpul acesta scurt, pe termenul scurt, implementarea acestui proiect și depunerea proiectului pentru accesarea fondurilor, ca ulterior să putem avea posibilitatea cumpărării cu prețul în rate. Deja am discutat cu primăria Cordun acest lucru și în 3-4 rate, în 3-4 ani să putem achiziționa acest teren să fie a municipiului Roman. Repet, se află în proprietatea exclusivă a Comunei Cordun, se află în domeniul lor public și doar așa putem să aducem această rețea de aducțiune cu apă pentru municipiul Roman. Dacă ar fi numai pentru municipiul Roman, ar fi tare. E pentru municipiul Roman. Și comunele care... Nu, e doar pentru municipiul Roman. Pentru că e companie, e sub rețea. E într-adevăr, dar el este un operator. Noi suntem proprietarul rețelei. Bun. Problema este în felul următor. Consideram să procedăm cum au făcut și Iașiul. Consiliul Județean, ceea ce a cumpărat la Tipice, toată zona cautare și pompează și trimite apa până la Iași, cu 30% mai ieftin. Faceți o confuzie un pic. E vorba de un proiect cu finanțare europeană care prevede în ghidul de finanțare niște obligații foarte clare în ceea ce privește proprietatea acestor terenuri. Și pentru noi fiind, și cu oricum, și... Compania este un operator regional. Cel care trebuie să obțină. Așa sunt ghidurile de finanțare, nu sunt făcute de noi. Noi trebuie să respectăm ghidurile de finanțare. Atât Comuna Cordun, cât și municipiul Roman, suntem parte din ADI Aquaneamț. Da? Deci nu era până la urmă nicio problemă doar Cordunul să-și dea acordul cu privire la trecerea acestei conducte pe raza comunei lor. Însă, din punct de vedere al ghidului de finanțare, trebuia reglementată foarte clar statutul juridic al acestor terenuri. O singura soluție era, adică două variante erau, fie cumpărarea, dar resursele financiare ale Romanului, în momentul de față, nu permit acest lucru, fie concesionarea pe această perioadă. Dar acum, noi dăm acestul acela de comune. Dar nu discutăm de noi. Noi discutăm de magistrala de alimentare cu apă a municipiului Roman, care nu are nicio legătură cu toate celelalte. Toate celelalte și-au rezolvat sau urmează să-și rezolve într-o manieră tot prin intermediul operatorului regional de apă, dar pe raza teritorială a lor. Au propriile conducte de aducțiune cu apă. La noi, în momentul de față, trebuie să reglementăm statutul juridic al magistralei de alimentare cu apă a municipiului Roman. Strict privește doar municipiul Roman. Dacă asta e foarte bine. Pentru că vezi, la licei, la spital, toate comunele arătate vin eu și știu. Nu dau nici măcar un euro simbolic pentru un bol. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate și vom încerca, poate vom încerca împreună acele demersuri comune pentru a debloca situația Consiliului Județean. Ei, asta am zis că poate împreună vom debloca situația la Consiliul Județean și să fie. Mulțumim frumos, domnule primar. Alte discuții, dacă mai sunt? Poftiți, domnul consilier Baran. O întrebare tehnică. Din proiect de aici nu se specifică clar. De ce încă în suprafețele astea sunt și puțurile de captare sau doar rețeaua de transport? Sunt și puțurile de captare, dar și rețeaua de captare. Deci, având puțurile de captare care din momentul ăsta devin proprietatea orașului, nu putem discuta. Nu proprietate, suntem concesionari. Avem un drept de folosință asupra. Pe 25 de ani și după aia, dacă le cumpărăm, sunt ale noastre. Eu mi-am propus ca într-o perioadă mai scurtă... Asta e important. Deci puțurile pe 25 de ani... Și puțurile și rețeaua de... Izvorul de apă va fi al Romanului. Asta am vrut să punctez. Da, e ok. Păi, face parte din proiect. Știu, tocmai asta. Am fost acolo. Domnul consilier Procudel, nu participă la vot, vă rog frumos să consemnați în procesul verbal. Alte discuții, dacă mai sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O singură abținere? Mulțumim frumos, domnul Holman, s-a abținut.
Spuneți, domnul Marchelu. Aș avea o rugăminte, nu am zis la început, chiar mi-a scăpat. M-am întâlnit trecând astăzi prin Rodava și aveam o rugăminte pentru Comisia de Circulație. S-au făcut parcări în spatele blocurilor de pe Smirodava, cum se, de la Ecaterina Teodoroiu până spre Abator. Să reglementez oprirea pe acea stradă, că e foarte îngustă și tocmai de asta s-au făcut. Acolo mai urmează să mai facem o serie de parcări după ce definitiv am acolo în zonă, într-adevăr, vom introduce pentru... Într-adevăr, e o stradă foarte îngustă. Bun. Declarăm închisia ședințele. O zi bună să aveți.